Discuțiile din spațiul public legate de proiectul de hotărâre referitor la acordarea în ședința Consiliului Local de astăzi, 31 iulie, a titlului de cetățean de onoare al municipiului Roman, deputatului Laurențiu Leureanu, l-a determinat pe demnitar să facă o serie de considerații legate de inițiativa primarului Lucian Micu și a celor 15 consilieri liberali, inițiatorii proiectului. Deputatul apreciază că, deși l-a surprins și pe el proiectul, trebuie să recunoască faptul că un asemenea demers are justificare în realizările sale care depășesc atribuțiile din fișa postului unui primar. Eu am aflat ieri la o întâlnire pe care am avut-o, chiar colegii m-au întrebat dacă am aflat din presă, nu aflasem din presă, n-am avut timp să citesc pentru că venisem de la București, de la niște activități pe care le-am avut la nivel național și pregăteam activitățile de la nivel local. Am aflat, sigur, și cu surprindere și cu emoție și cu satisfacție personală, ca să fiu corect. Da, este un titlu care mă onorează. Până la urmă, a da un titlu de cetățean de onoare unei persoane, cred că e o consecință a unei activități, a unor rezultate, poate legat și de faptul că am fost 11 ani managerul unui colegiu din Roman pe care l-am luat de la nivelul minimal și l-am dus la nivel de colegiu cu rezultate la nivel național, apoi consilier local, apoi 9 ani primar al municipiului Roman. Deputatul Leureanu susține că, autoevaluându-se, poate remarca faptul că realizările sale ca primar al Romanului timp de 9 ani depășesc ceea ce ar fi trebuit să facă un edil într-o comunitate. Acesta enumeră câteva dintre proiectele de excepție care au schimbat în ultimii 9 ani fața Romanului. Unele realizări se pot vedea și au depășit nivelul normal al atribuțiilor unui primar. Și aici mă refer, dacă vă aduceți cu toții aminte, când anunțam în urmă cu 9 ani realizarea unei hidrocentrale pe râul Moldova și care părea un vis, părea o fantasmagorie și care, iată, astăzi realizează și acoperă iluminatul public și este singura hidrocentrală proprietatea unei primării pe un râu din țară. Ce zic eu că nu înseamnă puțin lucru, adică depășește normalitatea, depășește activitatea curentă a unui primar de oraș, de municipiu din România. Apoi determinarea cu aducerea, negocierea cu americanii de peste 2 ani de zile, aducerea unei fabrici care în momentul de față are peste 2000 de angajați, în timp ce, nu cu foarte mulți ani în urmă, în timpul unor administrații mai mult sau mai puțin implicate în astfel de activități, ne aducem aminte cum întreprinderi rând pe rând ca mărgelele pe ață se închideau în Roman și șomajul exploda. Eu cred că aducerea unui investitor strategic, liderul mondial în automotive, în Roman să deschidă o fabrică într-o primă etapă, în a doua etapă să reușesc să-l determine să cumpere această locație și să devină proprietar, nu doar chiriaș, pe o locație în care își desfășoară activități economice, pentru că doream să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat la Cluj cu Nokia, adică să stea câțiva ani și apoi să plece, ci am dorit să leg de pământ, am dorit să leg de comunitate, iar apoi începerea celei de-a doua fabrici de către TRD la Roman, plus deschiderea discuțiilor și pregătirea două investiții cu centrul logistic pentru Profi și pentru Lidl la Roman, care pe total ar putea însemna aproape 4.000 de locuri de muncă, eu zic că nu e puțin lucru, adică depășește activitatea normală a unui primar, implicarea unui primar care în general trebuie să se asigure de buna funcționalitate a orașului, de investiții în domeniul public, în ceea ce înseamnă drumuri, școli, spitale, dar mai puțin lucrurile, zic eu, de excepție, de ce să nu fim corecți, pentru că eu ca profesor am învățat și să mă autoevaluez, nu numai să evaluez pe alții. Deputatul Leureanu admite că prin acordarea titlului de cetățean de onoare se obține și o facilitate de ordin material care constă în scutirea de taxe și impozite locale pentru imobil, mașină sau locul de veci din cimitir, privilegii la care va renunța public. Ajutorul material este unul singur care a fost creionat pentru oameni care au realizat lucruri și nu aveau o potență materială aici deosebită și pentru care a însemnat un ajutor, așa cum a fost gândit pentru domnul profesor Ciobanu, pentru domnul profesor Ursache,
pentru domnul profesor Cojocaru, unii trăiesc, alții nu, au o vârstă venerabilă, poate e mai greu să se susțină și rezultatele și implicarea pe care și numele romanului dus mai departe de către ei a meritat acest sprijin de a fi scutit pentru un impozit pentru locuință sau pentru mașină. Deci sprijinul total, să spunem, de exemplu la mine, ar fi până într-o 1.000 de lei de-a pe an. Dar nu se pune problema că eu nu voi plăti. Păi asta voi întreba. Veți renunța la asta ca să închideți gura cârcotașilor? Da, sigur. Nu, păi aici e subiectul plăti, de presă. Îmi voi plăti taxele și impozitele. În continuare. Permite muncesc să-mi achit aceste taxe și impozite. Liderul grupului de consilieri locali PSD, Titi Holban, a anunțat faptul că cei 6 consilieri locali socialdemocrați vor vota împotriva acordării titlului de cetățean de onoare pentru fostul primar Laurențiu Leureanu, apreciind faptul că un asemenea proiect va duce în desuet demersul legislativ amintit. Acesta îl acuză pe deputatul Leureanu de premeditarea acestui moment în urmă cu 8 luni, când în ultima ședință de consiliu local a modificat regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare de așa natură, încât astăzi colegii să-l poată propune și vota ca pe al 28-lea cetățean de onoare al Romanului. Ducem titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman în desuet, care ce erau clar prevăzute cuie se vora, la ce persoane se poate acorda acest onorant titlu, era prevăzut pentru somitățile care au avut o participare extraordinară la dezvoltarea romanului. Oamenii care au făcut donații extraordinar de mari, academicieni, sportivi, artiști, și acum 7 luni înainte de a se încheia mandatul s-a făcut o modificare la acest regulament, la acest statut de acordare a titlului de cetățean, în care s-a introdus cei care fac proiecte, nu știu ce. Nu ne așteptam că va fi făcut cu o precizie matematică. Deci s-a premeditat treaba asta, ca în ultima ședință de sfârșit de an, de sfârșit de mandat, pe 22 decembrie 2016 la hotel, era ședința festivă, nimeni nu s-a mai uitat pe toate proiectele. Domnul primar trebuia să aleagă dacă rămâne primar. Eu chiar până în ultima clipă am crezut și am sperat că va rămâne primarul Romanului conform promisiunilor făcute și va renunța la deputăție, dar dumnealui în ultima ședință a introdus facilitățile pe care către scutire de taxe și impozite, casă, mașină, loc de veci, etc. Consilierul social-democrat demonstrează încă o dată premeditarea acordării acestui titlu și subliniază sprijinul pe care l-a acordat partidul din care face parte deputatul Leureanu pentru materializarea tuturor proiectelor de modernizare a Romanului cu care acesta se laudă acum. Tot a fost premeditat, cu de asta sunt foarte, foarte trist, pentru că nu am făcut parte din fanclubul Laurențiu, dar am apreciat omul, am apreciat munca primarului, rezultatele deosebite pe care le-a avut și chiar l-am sprijinit cu tot ce am putut
Titlul de cetățean de onoare al Romanului a fost introdus prin hotărâre de Consiliu Local în 1993, în timpul mandatului primarului PSD Dan Ioan Cărpușor, până acum acordându-se, conform precizărilor de pe site-ul primăriei, un număr de 27 de astfel de recompense de ordin moral și material. Sunt cetățeni de onoare ai Romanului, conform sursei amintite, Alexandru Cojocaru, Nicolae Fălcoianu, generalul Vasile Bărboi, profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu, Ștefania Bajura, Vitalie Belusov, Virgil Petrovici, Sergiu Sechelariu, Cristea Socor, Melchisedec Ștefănescu, Vasile Ursache, Teresa Tamaș Păslaru, Epifanie Cozărăscu, Max Blecher, Arhiepiscopul Eftimie Luca, Sergiu Celibidache, Alexandru Radu Timofte, înalt preasfințitul Ioachim, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, Bianca Perie, Mihai Luncan, Mihail Jora, George Radu Melidon, Nicolae Manolescu Strunga și Dan Marin.